Curtat în ultimul an de cluburi importante din țară, dar și de echipe din străinătate, fundașul Andrei Marc nu se gândește să mai plece de la Ceahlău și vrea să se concentreze în continuare pe activitatea de la club. În vârstă de 21 de ani, Marc a fost titular în defensiva petreană în toate cele 6 meciuri din actuala stagiune și a fost golgheterul Ceahlăului în partidele de verificare din această vară. Sincer, mă mai gândesc la chestia asta de o lună, cred că așa. Mi-am făcut treaba la Ceahlău, am avut și jocuri bune, jocuri proaste, asta e. Eu încerc să lucrez mai bine și dacă când va fi să fie, cum mi-a spus cineva, va fi. Florin Marin e exigent, antrenor exigent la antrenamente? Da, normal, e antrenor exigent, vrea totul să fie totul perfect, cum vrem și noi și cred că fiecare antrenor vrea asta, nu cred că sunt antrenori care să nu facă să dea ca jucător să dea 100% sau antrenor 100%. Toată lumea vrea să fie bine și cred că toți din club, de la cel mai mare, cel mai mare, să câștige echipa. Da, poate e prematur să te întreb, totuși, după această perioadă bună, să zic așa, îndeplinirea obiectivului, evitarea retrogradării, poate fi atins? Da, eu zic că da. Dacă vom continua așa, oricum ăsta rămâne principalul obiectiv, evitarea retrogradării, și eu zic că poate fi îndeplinit, dacă suntem atenți. Clubul care s-a arătat cel mai interesat de serviciile lui Andrei Marc a fost CFR Cluj, unde a fost dorit insistent în iarna trecută de fostul tehnician petrean Vasile Miriuță.